Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă îți celebrezi ziua de naștere pe 6 mai, ești prietenoasă, sociabilă, plăcută, flămândă pentru o viață socială vibrantă și prin urmare, proiectele comune și activitățile comune joacă un rol semnificativ în viața ta. Nu-ți place să fii singură, dar datorită naturii prietenoase, singurătatea nu te amenință. În ciuda capacității de a găsi literalmente un limbaj comun cu toată lumea, încerci să comunici cu cei care au gusturi și interese similare. Abilitatea de a coopera este prima din virtuțile tale, persoasivitatea este a doua. În aproape orice situație, ești în măsură să convingi sau să descurajezi interlocutorul, în funcție de intențiile tale. Tu deții arta fanteziei, imaginației și subconștientului. Această calitate este evidențiată în două planuri, în primul rând te caracterizezi prin compasiune sporită pentru alții, tu ghicești exact stările și aspirațiile celor din jurul tău și te străduiești să le aduci la viață, devenind un fel de vedetă. Profesor, consilier, îngrijitor al părinților, le conduci cu pricepere activitățile într-un mâine strălucitor, ajutându-i să depășească obstacolele, să realizeze motivația acțiunilor lor. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, putere în afecțiune, emoție, răbdare, realism, datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces, Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipo. Guvernatorul tău astral este Venus, planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani, această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a juca împotriva regulilor. Ești deschisă în comunicare, adevărat extrovertită care nu își poate imagina viața fără comunicare. Ești politicoasă, deschisă lumii și oamenilor, iubești să lucrezi într-o echipă de oameni asemănători. Te poți întâlni cu aproape oricine, dar bineînțeles, preferi o companie de persoane asemănătoare cu tine care devine echipa și prietenii tăi, ești perfect capabilă să-ți exprimi punctul de vedere, să convingi și să cooperezi, ai darul de a exprima cu cuvinte și sentimente visele profund ascunse. Cu toate acestea, este necesar să manipulezi acest dar cu o anumită cantitate de înțelepciune, poți distruge talentul tău și fără rost, poți implica oameni apropiați de tine într-o vigilie de necazuri supunându-le viața în avantajul tău, forțându-i să facă un pas greșit, fie într-o carieră, fie într-o căsătorie. Succesul te însoțește dacă ești conștientă de limitele capacităților tale și ești capabilă să-ți respecti propriile interese, precum și interesele celorlalți. Chiar dacă ai avut o copilărie dificilă, reușești să suporti stoic povara unui suflet tânăr. Dacă reușești să-ți îndrepți darul spre compasiune față de ceilalți, poți deveni foarte valoroasă pentru societate. Fiind deosebită de sensibilă și vulnerabilă, ești predispusă la instabilitate emoțională și suferi disconfort fizic și durere. Viața ta este supusă problemei depășirii dificultăților. Astfel, stilul tău de viață ordonat în exterior poate ascunde emoții spirituale vulcanice a căror existență nici măcar nu poate fi suspectată. Pe de altă parte, ca și nimeni altcineva, înțelegi impulsurile celorlalți. Tu pare avea un al șase la simț, permițându-ți să ghicești. Fiind înțeleaptă și curajoasă, te dovedești a fi un camarad extrem de fiabil în momente de teste psihice grave. Adesea, te afli de partea celor slabi și dezavantajați, a căror psihologie o înțelegi subtil. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la tendința de a ceda idolatriei. Deși această atitudine poate fi destul de plăcută, aceasta împiedică procesul de auto-realizare. Te distingi față de alții nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, dependență, sensibilitate și senzualitate. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 6 mai soartata? Tu poți face visele să devină realitate, te distingi printr-o imaginație vie, tu poți desena subconștient imagini uimitoare, tu citești în mod clar și corect starea de spirită oamenilor, înțelegi cu ușurință așteptările și cerințele celor din jurul tău. În acest caz, tu încerci adesea să ajuți. Uneori faci totul pentru ca dorințele și visele unui străin să devină o realitate. Nu este surprinzător faptul că devii un părinte sensibil, consilier competent și profesor bun, ajuți la depășirea dificultăților. O caracteristică unică a ta este abilitatea de a exprima cu voce tare ceea ce visează o altă persoană. Nu este surprinzător faptul că poți deveni un stimulant pentru dezvoltare. Principalul lucru este să ți folosești abilitățile în mod corect. Nu trebuie să acționezi intruziv. Aceste lucru te va ajuta de fapt să eviți metodele imorale și problemele inevitabile. Trebuie să renunți la propriile beneficii și să acționezi dezinteresat. Nu trebuie să forțezi oamenii să aleagă o activitate greșită sau un partener. Vei avea cu adevărat succes dacă reușești să combini interesele oamenilor din jurul tău cu cele ale tale. Este important ca tu să fii conștientă de limitele oportunităților personale și să vezi limitele a ceea ce este permis. Tu suporți în mod adecvat toate dificultățile și le reziști cu demnitate. Problemele te fac mai puternică răsplătindu-te cu o înțelegere unică și cu un flair extraordinar. În același timp, reușești să oferi consultanță practică altora, reușești să-ți controlezi cu ușurință emoțiile. Experiențele emoționale și durerile fizice îți dau multe probleme. Se poate spune că încerci să-ți controlezi viața prea mult. Aceste lucruri te face extrem de responsabilă, deoarece te străduiești să planifici fiecare pas în avans. În același timp, înțelegi perfect și poți justifica acțiunile spontane ale altor persoane, dragoste și compatibilitate. Relațiile sunt o temelia pe care îți construiești viața, îți place să vorbești și să fii aproape de cel iubit, sensibilă și idealistă, ești capabilă de iubire pasională, dedicându-te pe deplin acestei relații și așteptând de la partenerul tău un comportament ardent, poetic și romantic cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un vizionar și inventator excelent a cărui imaginație nu este ușor de egalat. Ai darul empatiei, simți dispoziția și intențiile altora, deci ești foarte compasională față de oameni și încerci să-i ajuți să-și îndeplinească așteptările și visele, ai tendința să te îngrijești de ceilalți, îți place să înveți, să conduci, să protejezi, să ghidezi. Ești un bun educator, profesor și consilier poți să exprimi cu exactitate dorințele și visele secrete ale altor oameni, chiar dacă ei înșiși nu sunt conștienți de ele. Dar, cu o astfel de intuiție și empatie dezvoltate, ar trebui să fii mai atentă, pentru că poți aduce probleme oamenilor apropiați și grașție. De asemenea, ar trebui să fii atentă cum ghidezi viața celorlalți sau să îi împingi pe alții la lucru greșit. Pentru a forța pe alții să facă doar ceea ce este profitabil pentru tine ți nu este cel mai demn comportament, este mult mai bine să cauți un echilibru între interesele proprii și interesele altora. Uneori te străduiești atât de mult să-ți subordonezi viața pentru a controla, pentru a te debarasa de experiențe neplăcute, că devii extrem de responsabilă și chiar plictisitoare în munca ta făcând planuri detaliate pentru viața ta și urmându-le aproape la secundă. Încălcarea planului ți se pare ceva monstruos. Sănătate și boli. Ești predispusă la schimbări emoționale ale dispoziției, care în final te pot aduce la depresie. Poți deveni victima impulsurilor subconștiente, ceea ce implică un stres emoțional uriaș. Deși înțelegi în mod obiectiv că diverse schimbări de dispoziție, Isterie și alte dificultăți psihologice au dreptul de a exista, trebuie să ai grijă să nu devii o pradă ușoară pentru aceste anomalii, trebuie să înveți să te controlezi și să-ți urmărești viața psihică, poți suferi de o stimă de sine scăzută, prin urmare este util să reconsideri mai des un punct de vedere realist, cultivând stima de sine, însă fără narcisism. Ar trebui să te gândești mai mult la tine însă și ceva mai puțin la ceilalți, mai ales din punctul de vedere al patronajului cuiva. În ceea ce privește viața sexuală, trebuie să te controlezi pentru a nu fi complet serioasă. Dieta ar trebui să includă un număr mare de cereale și legume fierte. Tratamentul cu remedii homeopatice și plante medicinale este recomandat. Destinul și norocul. Universul te a înzestrat cu o fire nobilă, ești hotărâtă și puternică, harnică, ai un mare potențial creativ, ești dotată cu abilități muzicale. Te poți manifesta în muzică, arte vizuale, literatură, jurnalism, a talentul organizatorului. Sfaturi pentru tine. Controlează-ți sentimentele. Așteaptă să ți se ceară ajutorul. Nu-ți fie frică să ceri și tu ajutorul altora. Puneți lucrurile la punct în o gradă, foloseșteți percepțiile cu înțelepciune, ar trebui să fii atentă la afecțiunea prea puternică și la dependența psihologică din partea celor pe care i-ai ajutat. Desigur, atingerea afecțiunii poate fi extrem de măgulitoare, dar acestea sunt relații nesănătoase, care pot limita și preveni autoralizarea ambelor părți, ce cadouri ți se potrivesc. O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sării de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci? așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine. Prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu și, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.